Bună dimineața, veștile nu sunt rele, mai ales că luna se va muta în curând în Berbec și o să fim mult mai motivați și mai energici. Totuși astăzi, dacă nu suntem atenți, ne putem implica mai mult decât ar fi cazul în poveștile celorlalți. Și asta pentru că suntem sensibili la frumusețea sexului opus, iar dacă ne bazăm doar pe criterii estetice, se pare că vom nimeri cumva foarte, foarte prost și apoi o să fim și nemulțumiți și nu o să știm de ce suntem supărați. Dar hai să analizăm fiecare zodie în parte. Berbec, zilele următoare îți recomand să te pui pe primul plan și să stabilești o strategie concretă pentru a-ți îndeplini un obiectiv. Ambiția nu este îndeajuns, este nevoie și de fapte. Taur, vei simți nevoia să-ți dai un refresh sau un restart. Până pe 21 noiembrie vei face tot ce-ți stă în puteri pentru a calma spiritele la locul de muncă. Este foarte posibil ca prin intermediul jobului să interacționezi cu persoane foarte interesante. Gemeni, pot izbucni tot felul de conflicte cu prietenii sau cu cineva de pe social media. Iar alți gemeni pot ierta pe cineva, mai ales că până pe 21 noiembrie vor fi mai diplomați și împăciuitori. Rac, astăzi marea ta dorință este să preiei controlul, așa că la birou o să ai o atitudine mai bossy decât de obicei. Totuși, problemele de acasă te împiedică să te concentrezi 100%. Leu, azi poți prezenta anumite idei pe care nu le înțelegi decât tu, iar unii lei au un chef nebun să contrazică tot ce spun cei din jur. În cazul unor dispute, nu se vor da înapoi și își vor apăra punctul de vedere cu fervoare. Fecioară, astăzi certurile și discuțiile în contradictoriu pleacă de la chestiuni financiare. Unele fecioare sunt nemulțumite de felul în care se împart niște bani sau de un partaj. Pe plan personal, simt nevoia unor conexiuni mult mai profunde. Balanță! În cuplu, reproșurile și nemulțumirile sunt la ordinea zilei. Nu este însă nimic ce nu ar putea fi depășit. Iar alte balanțe sunt indecise și nu prea știu în ce direcție ar fi mai potrivit să urmeze. Scorpion! Oamenii din jur nu au răbdare să-ți urmeze până la capăt un discurs sau poate că tu nu mai ai stare să reiei șirul poveștii legat de o situație medicală sau de la locul de muncă. Săgetător, poveștile de iubire devin foarte intense, mai ales dacă de curând ai trecut cu cineva de la statutul de prietenie la ceva mai serios. Alți săgetători pot fi atrași de persoane care nu au tocmai cele mai bune intenții. Capricorn, este foarte posibil să apară tot felul de responsabilități acasă care să te distragă de la muncă. Nu vei fi prea încântat, dar te vei ocupa ca de obicei de toate. Vărsător, astăzi spui ceva și se va înțelege cu totul și cu totul altceva. Așa că nu te enerva și mai explică o dată dacă o persoană îți interpretează greșit mesajele. Vei fi foarte curios, vei avea foarte multă treabă, dar va fi destul de dificil să te concentrezi. Pești, te scoate din minți să nu fii stabil din punct de vedere financiar. Când vine vorba de bani, pot apărea mici dezamăgiri, încurcături și chiar plăți urgente. Acesta a fost horoscopul, să aveți o zi minunată și plină de iubire!